Ieri dimineață, un echipaj de jandarmerie din cadrul grupării mobile Constanța, care a desfășurat o acțiune punctuală în zona gării, a surprins o persoană de 39 de ani care a încercat să comercializeze un număr de 18 parfumuri. Acestea aveau inscripții identice cu cele ale unor mărci înregistrate, fiind susceptibile de a fi contrafăcute. Pe numele persoanei depistate au fost întocmite actele de constatare pentru comiterea faptei de punere în circulație fără drept a unui produs care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Bunurile au fost predate lucrătorilor din cadrul Serviciului Investigarea Fraudelor al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța în vederea continuării cercetărilor. Tot ieri, în jurul orei 18:45, militarii au surprins în zona Autogara Sud din Constanța un bărbat de 42 de ani care încerca să vândă unei alte persoane o bucată de gresie introdusă într-o husă de culoare neagră, după ce în prealabil îi prezentase un telefon mobil de culoare albastră introdus într-o husă de culoare identică. Persoana în cauză a fost condusă la sediul unității pentru întocmirea actelor de sesizare a organelor de cercetare penală.